vă supărați, aș vrea să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Dacă vreți să ne ridicăm în picioare, deci este cuvântul Domnului. Și aș vrea să citesc din Marcu, capitolul 11, cu versetul 11 în jos, și versetul 20 și 21. Pagina Biblie, 976, pentru cine vrea să urmează. Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pentru înserate, a plecat la Betania cu cei 12. A doua zi după ce a ieșit din Betania, Iisus află în zi. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Versetul 20. Dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat aminte. Vă rog să vă rog. Aceste lucruri care le-am citit acum s-au petrecut după o zi triumfală în care Domnul a intrat în Ierusalim și știm cum a fost întâmpinat. Oamenii cu ramuri, oamenii cu aruncau haine pe jos și strigau, Osana, Osana, binecuvântat să fie cel ce intră, cel ce vine. După toate acestea, Domnul pleacă de acolo și pleacă spre un ținut, un sat, numit Betania, înserează acolo. Și a doua zi, ne arată cuvântul, a doua zi după ce a ieșit din Betania, Iisus află în zi. Cu toate că era Fiul lui Dumnezeu și este și la ora actuală și stă la dreapta lui Dumnezeu, Iisus avea aceleași calități ca și noi. Adică, era foame, era sete, suferea de frig, suferea de căldură și toate celelalte care și noi astăzi suferim în trupul acesta. Și spune că află în zid. A sărit de departe un smochin care era frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, deci nu era încă vremea smochinelor. Știm cu toții, sau cel puțin cu toții, cunoaștem ce este un smochin. Poate cei care sunt mai micuți, copilașii noștri, poate că nu știu, dar cu timpul vor învăța, dar astăzi vreau să le spun că e un fruct care este foarte bun la gust și care el este adus ca proveniență din părțile Asiei. Îi place căldura, dacă l-am duce în Ucraina sau dacă l-am duce în România, n-ar putea rezista, pentru că lui îi place căldura. El se dezvoltă și crește la căldură. Smochinul acesta era văzut de cei din vremea din trecut, era văzut ca un arbore, de exemplu, în India, el era văzut ca un arbore național. Pentru indieni era ca un arbore național. Dacă ne uităm în Geneză, vedem că atunci când Adam cu Eva au păcătuit, primul lucru care au făcut a fost ca să-și acopere curiciunea. Și ce au făcut? Au cusut frunze de smochin ca să se acopere, părțile care le erau rușine. Dacă ne uităm mai departe, în Roma Antică, era acest smochin era ca un arbore sfânt pentru ei. El este considerat, și așa era pe vremea respectivă, ca și când ar avea puteri miraculoase, vindecătoare. Dacă ne uităm la Ezechia, în Isaia, când arată despre Ezechia, zice ca să îi treacă buba care o avea, zice, pune o turtă de smochine și el a fost vindecat. În partea de a lui Israel, în părțile Israelului, el este pus alături de vița de vie ca fiind în niște plante care și de ornament și care sunt plante și cu fructe sfinte. Deci, ca făcut un sumar al smochinelor, pentru că nu de smochine vreau să vorbesc în seara aceasta, ci vreau să vorbim mai departe ceea ce vrea Domnul să ne vorbească cu privire la acest smochin și de ce s-au uscat, am vrut ca să înțelegem de ce era atât de important și de ce Domnul și-a îndreptat privirile spre acel smochin. Era flămând și a fost să găsească să mănânce ceva. Să duce spre acest smochin și în momentul când ajunge acolo, îl cercetează și vede, l-a văzut ramuri mari, frunze mari, verde,
coroană bogată și am zis, găsești ceva în ăsta, a tot căutat și n-a găsit nimic. Și ce vorbește Domnul la un moment dat? Deci atunci am luat cuvântul și am zis, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și spune că ucenicii au auzit lucrul acesta. Dimineața spune, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Am putea să zicem, Doamne, de ce e lucrul ăsta? Pentru că știai bine că nu era vremea, pentru că în altă parte scrie că nu era vremea smochinelor. Știm că smochinul face două producții pe an, una face la primăvară, mai spre târziu, și a doua spre toamnă. Ei, era vremea în care el nu avea nimic acum. Era vremea în care nu avea niciun rod. Lui, ca smochinul, îi dă mai întâi mucuri și acela se produce să facă acele smochine, după care apar frunzele. Ori Domnul vine și a gândit că, măcar că Domnul știa lucrul acesta, că poate să găsească ceva care să mănânce. Și ce face lui blesteamă? Dacă la prima vedere ne uităm, vedem că e ceva parcă nu e la locul lui lucrul ăsta. Cum Domnul, care a făcut atât bine, care a vindecat bolnavi, care a înviat morți, care a făcut atâtea minuni, care a mânțit pâine, care a făcut atâtea lucruri care le-au văzut oamenii din vremea aceea, totuși blesteamă acest om. De ce se întâmplă lucrul acesta? Au fost lucruri și cazuri în care au fost împroșcat cu pieți, a avut să fie împroșcat cu pieți, a fost clipat, a fost izvorit la Gadara, acolo la Gadara, ei pleacă de la noi, zice, pleacă de la noi, îi spune. Și totuși Domnul nu blestea, Domnul nu le zice nimic sau nu le aduce cuvinte în care să-i vorbească de rău sau știu alte lucruri. Și totuși vedem că el în această condiție, în acest timp, el blesteamă acest om. Ce am putea să gândim noi? De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Am putea să vedem multe lucruri care se pot spune, dar cel puțin două vreau ca să spun în această seară din ce cauză Domnul a blestemat acest motiv. Dacă ne facem o imagine în Biblie și vedem în Matei la capitolul 21:21, ne vorbește și ne arată puterea credinței. În primul rând, puterea credinței. Vreau să citesc câteva cuvinte din acest pasaj, acest verset, care Domnul le vorbește ca să-și arate credința. Să arate că dacă ai credință, vei putea să faci orice lucru prin Domnul Iisus, pentru că El dă acea putere. Și spune așa, de răspuns Iisus, le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, dacă veți avea credință și nu veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acesta, deci iată lucrarea pe care a făcut-o, nu pentru că smochinul acela era de bine că n-are frunte, pentru că știa că n-are, dar a vrut ca să arate puterea care o are Domnul și mai mult decât atât puterea credinței la un om care poate ca să fie încrezător în Domnul. Spune așa, nu numai ce s-a făcut smochinul acesta, ci chiar dacă ar zice muntele acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Deci el ne dă o dovadă că atunci când noi avem credință și nu bâzbuim, nu ne îndoim, ne se va face lucrul cerut, ni se va da ceea ce cerem. Un alt lucru pe care îl vedem este acela că un om care n-a ducit dovadă și care numai ca pomul ăsta, numai cu frunze, atunci Domnul este nevoit. Știm întâmplarea aceea când 2 ani a fost chemat când a venit la râd să caute rod, n-a găsit nimic. Și ce-a zis, da el, ce-a spus, lasă, mai lasă și anul ăsta. O să pun îngrășământ, o să-l ud, o să-l fac, o să că poate va da. Domnul ne arată prin aceasta că el are putere să ne piardă atunci când nu suntem așa cum trebuie și când nu vrem să stăm lângă Domnul. Așa ne arată Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm din pasajul care îl vedem aici, vedem că ni se descrie mai multe lucruri și anume. Sunt pomi uscați, pomul s-a uscat, sunt pomi cu frunze și sunt pomi cu roade. Pomul uscat, dacă ne uităm în Biblie, vedem o referire la ce înseamnă ca să fie un pom uscat. Un pom care se uscă. Și vedem că este scris în Biblie despre acea sămânță care este aruncată pe locuri stâncoase, decât puțin pământ a avut.
rădăcina și am făcut-o decât în puținul pământ care a fost. Dar când vine soarele, zice că ea bălește și usucă. De ce? Pentru că n-a avut rădăcina înfiptă bine în pământ. Cu alte cuvinte, dacă o luăm duhovnicește, pentru noi, este aceea că omul primește cu bucurie și foarte repede primește cuvântul. Îl primește și din nestatornicia pe care o are, cum dă Domne caz, cum dă o împrejurare mai grea, cum dă Domnul lucru care îl face ca să dea înapoi, ce se vorbea mai devreme, să rudăm înapoi, el cedează, el cade. Și atunci omul acela începe să se usuce. Ori Domnului nu-i plac lucrul acesta. Pentru că dacă ne uităm Matei 3 cu 10, spune că orice pom care nu face rod, orice pom care nu aduce roadă, este tăiat și aruncat în foc. Ferească Domnul de lucrul acesta. Am vrea să fim oameni care să aducem roadă, oameni care să fim buni la ceva pentru Domnul, să putem avea calitatea de a fi roditori. Dacă vorbim despre pomul care are numai frunze, aici se pot spune multe lucruri. Un om care are viața trăită fără fapte, e un pom mai cu frunze. Un pom mai cu frunze. În momentul când nu face o faptă care să se vadă, pentru că fapta e împlinită cu credința și credința cu fapta, dacă nu ai fapte, atunci ai numai frunze. Te numești un pom cu frunze. Atunci când te rogi în biserică, când cânti, când stai cel puțin două ore și după ce ai ieșit din adunare, acolo te întâlnești cu unul, cu altul și începi să bârfești. Să bârfești pe păstor, să bârfești pe cântăreț, să bârfești corul, să bârfești pe cel ce a vorbit, că n-a vorbit bine, să bârfești. Atunci ești un pom cu frunze. Ești un pom care, un om care e din adunare, e stabil, stai în bancă, asculți, dar după toate acestea începi bârfa, începi ca să dai, nu din rodul ce mai ai, din frunzele pe care le ai. Citești Biblia, în același timp o cunoști, dar problema e că nu o împlinești. Și acum ești un pom fără frunze. În momentul când ai citit Biblia și nu o împlinești, ești un pom fără frunze. Atunci când nu pui frunze în gură și când gura îți vorbește fără rost, când îți vorbește și te dai că ești creștin, te dai că ești vlavios, te dai că poți să înveți și pe alții, dar gura nu ți-o ține frâu, atunci ai frunze. Ești un pom cu frunze. Frunzele acelea sunt multe, pentru că tu arăși ce știi, dar gura ta te dă de gol, ești un pom cu frunze. Atunci când faci o milostenie și îți pare rău pentru că ai făcut milostenia respectivă, ce spune cuvântul? Fiți milostivi, fiți și când faceți o milostenie, fiți fără părere de rău. În momentul când ai părere de rău, când ai făcut o milostenie sau îți pare rău că ai făcut un lucru care a fost bun înaintea Domnului, ești tot așa un pom cu frunze. Dacă nu ai dragoste față de aproapele tău, față de semenul tău, și atunci când îl vezi la necaz, te bucuri de lucrul ăsta, te bucuri că e necaz și tu ești vlavios, tu ești acela care te păzește Dumnezeu, ești acela care Dumnezeu te ține și la tine niciun necaz nu e. Dar să nu uiți un lucru, azi el nu poți să fii. Acel om e numai om cu frunze, pentru că nu se vede dragostea în viața lui. Dacă te lauzi că ești creștin și nu ierți, dacă te lauzi că ești creștin și nu ierți, ești tot așa un om, numai cu frunze. Dacă ți-a greșit cineva și, cum a fost și cuvântul spus, dacă ți-a greșit cineva, să te duci la el tău și să spui, uite, îmi pare rău, asta să vorbea despre lucrul acesta. Nu numai punzori, să te duci să-ți cere iertare, să-ți pare rău, să pui pace între tine și el, să dovedești că ești creștin. Dacă treci superficial peste toate aceste lucruri, ești un pom numai cu frunze. Un pom numai cu frunze. Dacă te folosești în lumea aceasta ca să poți să-ți mărești veniturile, ca să poți să-ți faci ceea ce îți place ție, să ai un trai bun, decent, să ai o situație bună, dar când te folosești de toate acestea, nu mai prin minciună, ești un pom cu frunze. Nu se vede nimic ca ar fi rodul în tine. O Domnul ne vrea ca să fim pom, să fim cu roade, să fim oameni care să ne dea, să dăm roade atunci când suntem chemați la mântuire. Multe s-ar putea spune despre un pom care are numai frunze. Aș vrea să spun ca încheiere al acestui pom cu frunze. Domnul nu ne vrea să fim plante de ornament. Domnul nu ne vrea să fim pom care se găsesc în cine știe ce, în asta, în
nu cerie de asta sau cum se cheamă, de face flori, face plante, nu serie sau ce cum se cheamă. Domnul ne vrea să fim oameni care să producem ceva. Domnul nu ne vrea să fim ca o floare de ornament pusă într-un apartament sau într-o... Pentru că ăia numai flori au, numai plante, numai verdeață vezi la ele, dar nu vezi nimic. Domnul ne vrea să fim un pom roditor care altcineva să se folosească de roadele noastre. Și roadele noastre vom vedea care sunt acestea, pentru că multe roade putem avea dacă în momentul când suntem pom roditori. Acum vorbim despre un pom care are și roade. Până acum vorbim de cel uscat, am vorbit de cel cu frunze, acum vorbim de cel care are roade. În Luca, la capitolul 3, cu 8, spune așa, faceți roade vrednice de credința voastră. Faceți roade vrednice de credința voastră. În Proverbe, la capitolul 11, cu 30, spune, rodul celui neprihănit este un pom de viață. Vrei să ai viață? Fii neprihănit. Vrei să se vadă rodul în tine? Fii neprihănit. Pentru că rodul, deci rodul acelui pom care are roade, este acela, este un pom de viață, dacă ai neprihănire, dacă cauți neprihănirea. Tot în Proverbe la 12 cu 14 spune așa, prin rodul gurii te saturi de bunătăți. Vorbeam mai devreme că dacă gura îți vorbește nimicuri, dacă gura îți vorbește rău, nu ești decât cu frunze. Dar aici cuvântul ne spune, ca rod care mai un pom care să fie cu adevărat ca să fii roditor, spune, prin rodul gurii te saturi de bunătăți. În Isaia la 3 cu 10 spune așa, bine de cel neprihănit, lui îi merge bine, căci se va sătura de rodul faptelor lui. Deci dacă atunci ori vorbeam de rodul gurii, de neprihănirea pe care e, acum spune că bine de ce neprihănit, el se va sătura de rodul faptelor lui. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Încă un lucru care vreau ca să mai spun la un pom care are fructe, un pom care rodește. Și asta găsim și o să citiți și acasă, că n-am timp ca să citesc prea mult acum, în Galateni, unde vorbește la 5:22, unde vorbește despre roadele care trebuie să ne însuflețească pe noi ca și creștini. Și printre ele numere o grămadă, printre prima este dragostea, formă spune de bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor și câte ce, câte celelalte. Deci acestea sunt niște roade pe care cineva trebuie să le observe. Într-un pom care are roadele astea, într-un om care are roadele, într-un creștin care are roadele astea, să vede. Orice pom care are roade, să vede. Te uită departe și vezi, bă, ăsta e plin de pere, ăsta e plin de mere. Așa se poate vedea pe noi ca și creștini. Ăsta este un om care este cu adevărat un pocăit. Rodul lui e bunătatea. Orice îi zice, el are o inimă sfințitoare și are o bunătate în el, de nu poți să-i faci nimic. Omul acesta nu are dușmănie. Omul ăsta nu are mânie în el. Omul ăsta are dragoste în el. Și poți să vezi asta. Omul ăsta este de lung răbdător. Nu poți să-i faci nimic. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Atunci când ai roate, ești mulțumit cu soarta pe care o ai. Ești mulțumit cu ceea ce ai. Ești mulțumit cu viața prin care trăiești, cu puținul care l-ai, dar cu bun și cu cumpătare. Ești mulțumit cu ceea ce ai. În momentul când ești nemulțumit, în momentul când cauți ca să ai tot mai mult, tot mai mult, începe ca să se vadă că frunzele încep în tine, pentru că nu mai cauți să-L cauți pe Dumnezeu. Nu-L mai lași pe Dumnezeu să lucreze ca să poată să-L dea de ce ai nevoie, de traiul zilnic, pentru că este scris dacă aveți cu ce vă îmbrăca și cu ce mânca, vă este de ajuns. Căutați mai întâi neprihănirea, roada aceasta care avem nevoie de ea. Căutați împărăția, neprihănirea, celelalte le va da Domnul pe deasupra. Domnul să ne ajute să înțelegem că trebuie să fim creștini care să se vadă rodul în noi, fraților. Să se vadă ceva în noi, să se, cu adevărat să spună, ăsta este un creștin, vreau să fiu ca și el. Ca și el prin care arată chipul Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru e care rodul al unui creștin care se vede este acela de a ierta. Este acela de a ierta. Asta este un rod din nou care se vede pe fața și care se vede în inima unui creștin. Un alt rod care poate să fie este acela de a fi responsabil, de a avea responsabilitate. Să ai responsabilitate în familie,
Dumnezeu ți-a încredințat o familie să ai responsabilitate față de ea, să ai grijă de copiii tăi, să nu umble cine știe cum, să ai grijă ca să duci la adunare, să ai grijă să-i înveți din Scriptură, să ai grijă să-i înveți bunele maniere, să știe să umble în societate, să ai grijă ca să fie cu adevărat familia acea binecuvântată, să fie responsabil și nu numai în familie, un creștin cu adevărat care să vede cu rod în el și care spune cu adevărat, iau, aduceți-vă aminte de Iosif. Omul acela era un om responsabil și îmi pune Faraon mai mare peste tot. De ce? Pentru că a văzut rodul în el, a văzut acea responsabilitate, a văzut acea lucrare care se petrece în el. De ce la locurile de muncă unde suntem de lucrăm? Să nu se vadă lucrul acesta ca vostru, ca șeful să spună, uite, un om care are bază în el. Chiar dacă e creștin, nu mă interesează credința lui, poate să spună vostru. Dar știu că omul ăsta am bază în el, e responsabil pentru lucrarea care o face. Atunci se vede omul care roade. Încă un lucru este acela a fi harnic. Du-te la furnică, spune leneșului, du-te și te uite ce face ea. Ea n-are niciun stăpân, ea n-are nici șef, n-are nimic și totuși ea știe să-ți pregătească hrană de vară. Acum putea spune că nu e nevoie să ne pregătim hrană de vară, pentru că așa sunt condițiile de avem ce mânca. Dar hărnicia este un lucru bun. Hărnicia este și aceasta o roadă pe care trebuie să se vadă, un pom care are roadă să se vadă în viața noastră. Un alt rod care poate să fie, este acela de a avea smerenie. Domnul ne-a îndemnat și ne cheamă la smerenie, ne cheamă la o pocăință smerită, ne cheamă ca să nu ne aruncăm până la lucruri mari, ne cheamă ca să fim așa cum vrea El. Smerenia este podoaba casei lui Dumnezeu. El ne cheamă la aceasta și Domnul spune, zice, să ne smerim ca la vreme potrivită El să ne înalțe. Și dacă Domnul nu înalță, nu înalțe problema Domnului, dar nu să trăim în smerenie pentru că e mai bine așa. Este mai bine să fii smerit și cu o slugă decât să fii bogat și să n-ai ce mânca. Dar ai putea să spui că decât să fii mândru și să n-ai ce mânca. Ai putea să spui că cum vine asta? Bine, pentru că în momentul când te smerit, Domnul îți pregătește lucrurile așa cum știe El. În momentul când te îngânți, când te mărești, Domnul te lasă în pornirea inimii tale, faci ce vrei și atunci vei avea de suferit și vei avea de pierdut. Și mai mult decât atât, spune că mândria este înaintea ei. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. În urma acestor lucruri, aș vrea să te întreb în seara aceasta și te întreb singur. Din care categorie faci parte în această seară? Din pom uscat? Din pom cu frunze? Sau din pom cu rod? Din care categorie? Cercetează-te, mă cercetez și la rândul meu și vreau ca să, dacă cumva sunt un pom care am numai frunze, trebuie să fac în așa fel ca Dumnezeu să lucreze la viața mea. Să cer de la Domnul, pentru că Domnul dă cum mână largă atunci când vrei să te apropii de El. Să spui, Doamne, eu până în seara aceasta am avut mai frunze pomul meu. M-am florutat că sunt un pom bun, dar nu sunt decât un pom de ornament. Doamne, eu vreau ca să am și rod. Ajută-mi ca să fac lucrul ăsta. Și Dumnezeu nu te va lăsa. Dacă ești un pom care are roade, mulțumește Domnului că ai avut și roagă-L de acum acolo mai departe să-ți dea mai multe roade. Pentru că în momentul când va veni Domnul și te va întreba ce ai făcut cu talentul ce ți l-am dat, Doamne, uite, rolul ăsta l-am adus eu. Tu mi-ai dat cât puținul care ai făcut, eu am văzut mai mult, Doamne, pentru că a rodit și Tu m-ai ajutat ca să pot să fac lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să înțelegem că trebuie să fim cu oameni care să rodim. Domnul asta dorește de la noi. Roade de pocăință, roade vrednice de pocăința noastră. Amin.